Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Spune-mi Cum. Cu aproximativ 7 luni în urmă, într-o noapte, parcă ceva nu mă lăsa să adorm. Am intrat pe internet și după ce am vizionat câteva videouri pe YouTube, o găsesc pe Larisa Butnariu, o fată de doar 23 de ani care încerca să se facă auzită. Larisa relata cum tatăl ei adoptiv a violat-o în repetate rânduri, cum a fost obligată să se căsătorească, minoră fiind, și mai apoi a fost traficată. Cu lacrimi în ochi, Larisa povestea cum poliția i-a distrus probele violului, dar și despre faptul că i-au fost luați copiii. A doua zi i-am scris și a acceptat să filmăm un interviu unde ne-a povestit în detaliu tot ce i s-a întâmplat. Astăzi este din nou la Spune-mi Cum și vom discuta despre cum i s-a schimbat viața în ultimele 7 luni. Revenim în scurt timp. De ce am ajuns eu dintr-un elev olimpic, o tipă care e jonglată între traficanți și între rețelele de carnevie? Vorbim de niște oameni extrem de periculoși, pentru că am discutat cu foarte mulți oameni de vineri care mi-au zis că ei în România încă nu au văzut așa ceva. Da, eu știind că am fost vândută și albanezilor, știind că am fost vândută și italienilor, și pe la nemți. Cum este să revii în băncile școlii după o perioadă atât de grea pe care ai traversat-o tu? Mie mi-a fost foarte greu să recuperez perioada aia septembrie-noiembrie. Dar după aia, în semestru 2, am fost cea mai tare. Prezentă la toate orele, eu acolo în bancă, doamna, eu știu. După prima emisiune filmată cu Larisa Butnariu, au fost fel și fel de reacții. Au fost o categorie de oameni care au crezut-o și au susținut-o. Pe de altă parte, au apărut și oameni care nu au crezut în povestea Larisei și până la urmă este de necrezut că așa ceva se poate întâmpla sau că așa ceva poate fi real. Bună seara, draga mea Larisa, cum ești? Bună, Antonia. De la foarte bine în sus, chiar. Mă bucur și chiar, așa cum ți-am spus și înainte să dăm drumul filmării, ai o energie foarte bună, dar aș vrea să te întreb, Larisa, înainte să intrăm în subiectele noastre propuse, cum le-ai răspunde și ce le-ai răspunde celor care nu cred în povestea ta și nu ajung să te creadă? Eu una le doresc nici să nu fie nevoie să se confrunte cu așa ceva vreodată. Iar dacă se vor confrunta, pe mine tot aici mă vor găsi și voi încerca să-i și ajut. Noi în această seară, știi bine, ne-am propus să vorbim despre partea frumoasă a vieții tale, care există și asta într-o oarecare măsură, de o anumită perioadă de timp. Și aș vrea să vorbim despre cum s-au schimbat lucrurile în viața ta. Dacă acum 7 luni ți era frică pentru viața ta, aș vrea să-mi spui cum ești în prezent. Asta nu înseamnă că doar pentru că viața s-a schimbat în bine, încă nu există latura aia speriată. Dar în schimb am învățat să înfrunt și să spun că, frate, dacă este să se repete, se va repeta și asta este. Dar prefer să mă păstrez cu zâmbetul pe buze decât să mă mănânc pe dinăuntru de una singură. N-are niciun rost. Nu știu dacă ți-amintești, Larisa, la un moment dat mi-ai spus că au fost niște cuvinte dure care pe mine m-au cutremurat. Ai spus că moartea, în cazul tău, este inevitabilă. De ce ai spus asta? Pentru că în momentul în care refuz să te supui, apoi apelezi la autorități. Vezi că nu ești ajutată, încep să faci ce am făcut eu. Adică apelez la oamenii din presă sau te lași cumva descoperită de latura asta implicată a presei. Cumva este inevitabil, pentru că autoritățile deja, dacă te-au refuzat odată, te vor refuza și a doua oară și a treia, până în momentul în care se va pune presiune publică.
să se ia măsuri. În cazul meu încă nu este vorba de presiune publică, dar în schimb este vorba de zidul uman, de buburuze ale mele care au făcut într-adevăr un lanț în jurul meu și care întotdeauna îmi sunt alături. Am, datorită ție, am cunoscut 3 doamne prin intermediul apariției mele la tine. Am cunoscut 3 doamne care în fiecare dimineață mă întreabă ce fac, ce am mâncat, dacă sunt bine, dacă am mai primit amenințări, și doamnele au început să le și centralizeze amenințările. Gen, eu le trimit screenshot-urile și ele le pun în fișiere pe zile. În cazul în care ai fi să pățești ceva, să le poată depune în flux autorităților. Cât de mult mă bucur să aud asta, deci am avut un sentiment foarte puternic când mi-ai spus asta. Larisa, aș vrea să te întreb, ce au spus părinții tăi adoptivi după ce au aflat că ai ieșit de la televizor și ai spus adevărul despre ceea ce ei ți-au făcut? Mi s-a recomandat să mă duc la spitalul de nebuni și să mă internez. Și am prins un moment din acela de culpabilitate al tatei și l-am înregistrat cum recunoștea într-o oarecare măsură că într-adevăr așa s-a întâmplat. Și am avut grijă pe chestia aia să prind și momentul în care îl întrebam: măi, omule, dacă mă lua cineva și mă ducea la Institutul de Medicină Legală, se constata că tu ești abuzator sexual? Da, și nu o să o fac publică decât dacă va fi vreodată să fiu acuzată publică mint. Pentru că scopul meu aici nu este să îi blamez nici măcar pe ei. Scopul meu este să previn și să încerc să ajut copiii să nu treacă prin așa ceva. Da, eu una, dacă ar fi să pedepsesc, da, pe partea legală, aș pedepsi pe toată lumea, mai puțin pe ei. Pentru că ei au fost suficient pedepsiți de Dumnezeu încât eu să le ofer un acoperiș deasupra capului, pentru că pușcăria asta este un acoperiș deasupra capului cu o masă caldă, un televizor și un pat. Ei în momentul de față sunt undeva la limita de proprietarul vrea ne ține, nu vrea ne dă afară. Da? Și au incertitudinea aia pe care o aveam eu, măi, la noapte am unde dormi. Și pentru mine una este cumva ca o răzbunare divină. Și cu toate că mă duc, stau cu bunica, am început cumva să recuperez, să zicem, din așa zisa relație cu mama. I-am pus înregistrarea, o rămas șocată când o conștientizat că același tip de înregistrare ea l-a mai ascultat odată, dar aparițiile mele și de la tine și din alte trusturi media au ajutat-o foarte mult încât să-și contureze faptul că într-adevăr nu mint. Mama ta s-a îndoit de faptul că tu ai mințit? Mama mea s-a îndoit cu înregistrările în față în momentul în care aveam 15, aproape 16 ani. Da, pentru că așa a fost convinsă, că nu, că sunt false, că sunt făcături, că pot să faci așa, pot să faci așa. Mama nici măcar nu este fan al tehnologiei, e singura din casă care are telefoane cu butoane. Și care este relația ta în prezent cu părinții adoptivi? Te duci și vizitezi, îmi dau seama că tu, Larisa, totuși ții la ei. Da. Ții la ei pentru că pe ei îi ai, așa cum au fost, așa cum s-au comportat cu tine. Mi se spunea că s-ar putea să sufer de Stockholm. Nu sufer de Stockholm, pentru că eu nu iubesc în modul în care își iubește un copil părinții. Dar în schimb, le sunt recunoscătoare că mi-au dat o lecție de viață, cu toate că tot ce a fost mai rău mi s-a întâmplat. Pentru mine chestia a fost o lecție de viață și dacă vreo piesă din puzzle-ul care mă formează astăzi lipsea, eu astăzi nu puteam să discut în fața zecilor de mii de tineri despre abuz, despre violă în familie, despre trafic uman și așa mai departe. Și poate aș fi fost o tânără normală care în momentul de față își dădea masterul sau avea vreo lucrare de licență.
găsesc iertare pentru multe dintre greșelile părinților, dar în schimb iertare față de soțul legal niciodată nu va exista. Pentru că în momentul în care a apărut el, a săpat mai adânc prăpastia care era între mine și mama. Mm-hmm. Și dacă până atunci mă vedeam pe mama un aliat, în momentul în care a mai apărut și el și a susținut la fel ca tata că înregistrările alea sunt false, ea a început să creadă, pe mine m-a distrus. Nu că sunt false. Dar am văzut-o schimbată. Cel puțin de vinerea trecută am văzut-o extrem de schimbată. În ce fel schimbată? Schimbată în modul în care a primit telefoane de la verișoara ei, de la prieteni, de la cunoștințe. Nu știu ce au văzut ei. Dar în schimb m-a luat în brațe, m-a pupat, mi-a zis iartă-mă că n-am știut să fiu o mamă bună, iartă-mă că n-am avut încredere, și se vedea și se simțea că regretă. Incredibil. Ea în ochii mei, la rândul ei, este o victimă. Dar nu este o victimă a unei manipulări. Este victima propriilor ei alegeri. Pentru că ea s-a concentrat foarte mult pe educația primită acasă, pe patriarhat, pe a-ți face soțul să-i pup picioarele dacă se poate, a fi un sclav pentru un bărbat. Și în momentul în care s-a văzut față în față cu copilul crescut de ea, care nu dorea să facă treaba asta, ea considera că este un eșec al educației oferite de ea. Pentru că eu i-am zis încă din adolescență, dinainte să intervină și Banderas, dinainte să intervină și abuzurile. O vedeam cât era tata la închisoare, o vedeam foarte des că îi călca hainele, îi pregătea șosete, îi spăla, îi ducea pachete de milioane și îi ziceam, mama, nu te supăra pe mine, dar niciun bărbat din lumea asta nu merită umilința asta. Eu, dacă ar fi vreodată să am un bărbat și să știu că a căzut la pușcărie de înșelat, nu l-a înșel. Dar la el nu mă duc. Și nu că ar fi o umilință. Dar nu mă duc pentru că nu sunt în stare să văd omul pe care eu îl iubesc în asemenea situație. Eu, în schimb, trăgeam să mă duc la tata, trăgeam să-l văd pe tata. Și până să iasă, sau până să iasă, între mine și tata a fost o relație de tată-fică, cum rar am întâlnit. Deci eu dacă, tata m-a învățat că dacă un bărbat ridică mâna la mine, să-l iau de urechi, să-i dau un cap în gură. Dacă nici un bărbat n-are dreptul să facă treaba asta. Tata m-a învățat să citesc de la 4-5 ani. Tata m-a deci învățat s-a implicat în creșterea ta, vrei să spui? Da. Da, eu una tot stau să mă gândesc de mult timp dacă nu cumva lui s-a întâmplat ceva în penitenciar de a venit atât de schimbat. Și care a fost perioada în care el a început să te abuzeze sexual? De pe la 15 până aproape de 17 ani, când am rămas însărcinată cu Banderas. În momentul în care eu am rămas însărcinată, din partea lui s-au oprit abuzurile. Probabil o fi fost și frica că s-ar putea să fie copilul lui. În momentul în care eram cu capul în jos de la etajul 6, unul la mână nu i-am lăsat pe ea să mă arunce și le-am zis că dacă supraviețuiesc de aici, ați pus-o. Ai încercat să-i ceri explicații de ce face lucrurile respective? El spunea că atâta timp cât nu ne unește același sânge, el teoretic, în afară de act sexual cu un minor, nu greșește cu nimic. Adică, și stau să mă gândesc că act sexual cu minor nu greșesc cu nimic, cam am văzut atitudinea asta printre recidiviști. Mai târziu, ani mai târziu. Larisa, când
ai început să simți că viața ta începe să intre pe un făgaș normal? În momentul în care am primit aprobarea inspectoratului, după accidentul de muncă, mă duc la școală. Adică eu am căzut... Da, știi că la primul interviu eu munceam. Da, eu la sfârșitul august totuși am suferit un accident de muncă. Adică am căzut de la 2 metri, m-am dus în cap cu 20 de kilograme peste mine. Respectivul patronat a refuzat să-mi dea concediu medical. Plus, m-am ales cu multiple contuzii, umăr, șold, la cap, nu mai zic că aveam o umflătură de... și acum se mai simte. Și traumatologul la care am fost mi-a recomandat o perioadă să o las mai moale, să o las să stau liniștită. Iar în octombrie mi s-a cerut de către patronatul respectivului magazin să mă duc și să retrag faptul că spitalul scrisese accident de muncă declarativ și ITM-ul intrase pe fir. Eu bineînțeles că am refuzat, am fost și am făcut sesizare la ITM mai departe, dar numai că din păcate au început presiunile alea urâte și vorbele alea urâte din partea șefilor de tură la adresa mea. Iar pe 9 noiembrie a fost ultima picătură care efectiv a umplut paharul, că șeful de tură era puțin nervos fiind cu iubita în tură și numai cu mine. Într-adevăr, după ora 5-6 seara se făcea o anumită coadă. Era intervalul zilnic în care un singur casier nu îți făcea față la fluxul de clienți. Iar în ziua respectivă eram cu iubita șefului de tură și cu șeful de tură în magazin și atât. Și în momentul în care am sunat după casier, nu a venit colega. Am mai sunat odată și s-a dus una dintre cliente după șeful de tură și a făcut scandal că, măi, omule, uite, fata aia muncește totuși, fata aia își rupe spatele, nu sunteți în stare unul să veniți să o ajutați, suntem atâția la coadă. E, în momentul în care a venit șeful de tură, a venit cu scandal, că mă mișc prea încet, că sunt nesimțită, că sunt proastă, că sunt incompetentă și așa mai departe. Și atunci am zis, știi ceva? Eu îmi termin coada, îmi termin tura din seara asta, te rog frumos să-mi scoți o demisie la imprimantă și de mâine nu mai vin. Și din păcate, cazul a rămas cam plop. Avocatul mi-a zis clar că, mai, având în vedere că tu ți-ai dat demisie, este foarte greu acum să dovedești anumite chestii. Da, pentru că tu nu mai ai acces acolo să vezi cum se comportă, să poți să-i filmezi, eventual să poți să-i înregistrezi. Așa că, mătăluță, n-adici o cerere tip. Te duci frumos la inspectoratul școlar, depui și te întoarci la școală. Dacă îți convine, bine de bine, dacă nu, nu cred că îți convine, stai acasă 24 din 24, că te-am văzut că ești foarte energică. Asta m-am gândit, da, vreau la școală. Dar știi că ți-am trimis numărul de înregistrare la momentul respectiv. Și uite, așa am ajuns eu pe 25 noiembrie, din nou elevă, la sfârșit de semestru întâi, în 2 săptămâni jumate, 3, cât a mai fost primul semestru, a trebuit să recuperez în flux. Adică mă trezeam dimineața la 7, mă apucam de teme, îmi făceam temele până la 1:30 după amiaza, venea Adi, mâncam împreună, mă lua Adi, mă ducea la școală, după aia venea seara la 6-7 când ieșeam eu de la școală, mă lua de la școală, de pe la 8:30 după ce mâncam și ne linișteam o leacă, mă apucam iarăși de teme până pe la 10-11. Și cam așa au fost primele 3 săptămâni. Îmi amintesc că mi-ai scris foarte bucuroasă și fericită că ți-ai cheltuit ultimii bani pe rechizite. Cum este să revii în băncile școlii după o perioadă atât de grea pe care ai traversat-o tu? Mai, dacă m-aș fi întors din septembrie, aș fi avut și mediile mult mai mari. Dar mie mi-a fost foarte greu să recuperez perioada aia septembrie-noiembrie. Dar după aia, în semestru 2, am fost cea mai tare. Prezentă la tate orele, eu acolo în bancă, doamna, eu știu. Deci a trebuit să recuperez 2 luni de zile, cumva, să vii din... Da, să vii în formă. Cu lecții, cu teme, cu referate, stai, învață formule, iau de la capăt. Spre rușinea mea, în primul semestru, la
viteza de la matematică, că am luat un 3 cât capul meu. Se mai întâmplă și astfel de lucruri. Larisa, știu că până în clasa a 6-a tu ai fost olimpică. Ce s-a întâmplat de atunci? Atunci cumva se întrerupe mersul la școală? Atunci a fost arestat tata. Spre clasa a 7-a, a 8-a a fost arestat tata și nu mai puteam. Plus că imediat după arestarea tatei a fost o intrare a mea într-o depresie din aia de ajunsesem într-o tentativă autosuicidară. Într-o tentativă din aia suicidară, mi-am luat o seringă de la farmacie și am vrut să-mi injectez aer în venii. Nu știu unde am auzit prostia asta că așa mor, dar cert este că asta am vrut să fac. Bineînțeles, directoarea și diriginta au anunțat-o pe mama și singura soluție în țara asta când ai probleme de genul ăsta, cixocola, spitalul nebuni. Și tratamentele de acolo nu sunt cele mai prietenoase. Adică vreau să zic că am văzut, din păcate, toxicomani care folosesc tratamentele de acolo și le trag pe nas. Adică substanțele alea nu sunt chiar... E clar, este clar că nu ai trecut prin... De fapt că ai trecut prin perioade foarte grele și dificile și probabil că vârsta la care trebuia să ai cele mai frumoase trăiri sau să-ți faci cele mai frumoase amintiri, pentru tine s-a întâmplat ceva greu de imaginat. Ai fost agresată sexual de către tatăl tău, după care ai fost forțată să te căsătorești minoră fiind, ai fost traficată și multe alte lucruri pe care îmi este și greu să le spun. Dar vreau să te întreb dacă există măcar un singur lucru pe care tu ți-l reproșezi. Ceva ce ai fi putut face și nu ai făcut ca situația să nu fi fost așa. Mai când stai și îți dai filmul înapoi, cel puțin în perioada de imediat cum evadezi din toată situația asta și încep sutele de mesaje cu amenințări cu moartea, cu amenințări că lasă că-ți facem nouă IP-ul, lasă că ai să vezi tu, lasă că te închidem la nebun și ai să taci cu viața și așa mai departe. Realizezi în ce infern ai trăit și realizezi cam de câte ori puteai să mori. Eu una, dacă îmi reproșez ceva, îmi reproșez că în momentul în care eram cu capul în jos de la etajul 6, unul la mână nu i-am lăsat pe ea să mă arunce și le-am zis că dacă supraviețuiesc de aici ați pus-o, că trebuie să și explicați ce căutam eu la voi în casă. Și doi la puțin, mână... Cineva încerca să te arunce de la etajul 6? În 2018, da. A fost momentul în care eu refuzam să primesc clienții aduși și m-au luat frumos, las că ți arătăm noi ții, că nu a pus tu să anunți nicio poliție. Și a doua chestie pe care, una, că nu i-am lăsat atunci să mă arunce, pentru că eu dacă îi lăsam atunci, cu toate că paralizam de la etajul 6, era într-adevăr o movilă de pământ acolo, dar paralizam. Dar știu că ei acum erau în pușcărie și alte fete de la mine din oraș nu erau acum în pericol de a păți ce am pățit eu. Asta unu. Și doi la mână, regret că în momentul în care eu am fost împușcată de la distanță de respectivul individ cu bilă, el era poziționat exact în balcon, exact la unghiont de a pica în cap. Și îmi pare rău că atunci reflexul ăla de a te auto-apăra nu l-am împins. Atât. Pentru că, din nou, eu aș fi scăpat de acolo și alta ar fi fost situația acum. Pentru că iubita lui n-ar fi apucat să trimită filmarea nimănui, n-ar fi apucat să strângă așa zisele dovezi că vezi, dragă doamne, eu mă prostituam și nu știu ce, când eu munceam vai de capul meu, abia născusem, aveam o familie proaspăt formată și încercam să mă reclădesc pe mine. Pentru că ei față de mine o au pe doamna, care doamna respectivă este absolventă de drept, din câte am înțeles. Și cunoaște legile și știe fiecare lacună a legii noastre românești.
Sunt și știe unde să face să scape. Întotdeauna așa a făcut. Ea a fost martor în mai multe procese de anihilare a traficanților de droguri, dar culmea este că ea este consumatoare, respectiv fostă consumatoare, că nu știu acum dacă mai consumă. De ce am ajuns eu dintr-un elev olimpic o tipă care e jonglată între traficanți și între rețelele de carnevie? Am observat că în vlogurile tale încerci să-i faci pe tineri să conștientizeze că ei duc o viață perfectă. Da. Poate că au parte de lucruri care lor li se pot părea banale, dar poate că se poate întâmpla ca mâine să tânjești după acele lucruri. Care au fost lucrurile după care tu ai tânjit cel mai mult în viața asta? Aveam în generală o doamnă profesoară de română care îmi văzuse potențialul de a evolua și care, din păcate, a rămas foarte dezamăgită. Ea, neștiind ce te va dori în viața mea, a fost foarte dezamăgită când eu, la capacitatea pe care o aveam, am reușit să iau doar 8,20 în evaluarea națională la română. După aia am mai tânjit foarte mult după momentele alea de libertate. Adică eu nu știam ce e la mergi în parc, te joci, te duci cu prieteni, te duci în club. Bine, nici nu-mi plac mie cluburile, dacă ai idee. Așa, te duci cu prietenii la un grătar, te prinde ploaia de mână cu iubitul într-o stație de tramvai, te plouă din cap până în picioare. Chestiile astea care orice adolescent le trăiește la un moment dat. Și tu nu ai avut parte de ele. Eu le-am trăit uitându-mă la filme sau citind în cărți. Știu, Larisa, că probabil în bordeluri fetele sunt obligate să se machieze destul de strident. Ai tânjit cumva după naturalețea de care astăzi dai dovadă, pentru că ai o naturalețe aparte și observ că tu nu te machiezi. Nu, doar în anumite vloguri care au legătură cu lumea aia. În rest, m-am machiat la nunta surorii lui Adi. Și de când sunt cu Adi, ăla a fost singurul moment și cele trei, două videouri de aici de pe canal și încă unul care a fost special pentru o colegă de-a ta, reporter. Te felicit pentru că alegi să nu porți acele măști. Și uite, tot tata a fost cel care m-a învățat când eram mică că machiajul e făcut din ușie cretă cu nu știu ce substanțe chimice și că la un moment dat o să-mi crape fața de la ele. Și într-adevăr, eu am o problemă. Dacă mă dau astăzi cu fond de ten sau cu alte produse de make-up, eu mâine sau poimine plină de bube pe față. Adică îmi dau seama, după cum îmi povestești tu așa despre tatăl tău, îmi dau seama că a fost o relație frumoasă între voi până la momentul în care el a făcut ce a făcut. Te-a învățat lucruri frumoase. Ceva undeva s-a defectat pe aici, pe la el, și nu știut să ceară ajutor. Nu putut să ceară ajutor. Eu a fost rușine. Habar n-am. Și a cerut vreodată iertare de la tine? Da. 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 După vinerea trecută, în momentul în care studioul era deja închis, ca să spun așa, la mine, terminasem și vlogul zilei, terminasem și chestia aia, registrarea pe care ți-am trimis-o, m-am dus din nou peste el în cameră, era și bunica, și am vrut să o iau pe bunica. Se vedea că este marcat și mi-a spus dacă mi-aș fi dat seama că te distrug, n-aș fi făcut. Îi pare rău. Și nu e omul care să plângă sau care să aibă lacrimi în ochi. Mai degrabă eu am non-stop lacrimi în ochi decât el. Dar se vedea că
atunci, pe moment, o realiza ceva, i s-a rupt filmul undeva. Plus, cu o seară în urmă, văzuse și ce a făcut colega ta reporter. Și nu știu cât a prins de acolo. Nu ți-a reproșat că te-ai dus să vorbești despre el? Realizat că dacă nu spuneam și treburile astea, și așa cazul meu e greu de crezut. Așa este. Dacă nu era rădăcina, eu nu puteam planta copacul mai departe. Și nu s-ar fi înțeles de ce am ajuns eu dintr-un elev olimpic, o tipă care e jonglată între traficanți și între rețelele de carnevie. Pentru că, cum ți-am zis la început, eu sunt un puzzle format din câteva mii de bucățele. Și fiecare bucățică are loc cu ei și fără o bucățică nu se poate construi puzzle-ul mai departe. Pentru că acea bucățică lipsă este o informație cheie, o informație care leagă povestea mai departe. Eu, dacă nu aveam partea cu bandera sau partea cu tata sau chiar certurile cu mama, la mine mai departe nu se înțelegea nimic. Pentru că dacă nu ai continuitatea asta și nu ajungi în punctul în care să înțelegi de unde a plecat, cum s-a manifestat, unde s-a ajuns și ce nu s-a tratat, nu faci nimic. Și nu că nu te bage nimeni în seamă, dar la un moment dat o să ajungi să nu te bagi tu în seamă și o să te tratezi tu cu indiferență. Și indiferența asta, cel puțin la mine, se manifesta prin înfometare. Și metare, vorbim de anul 2016-2017, în care eu mâncam o dată în zi și atunci forțată de alții. Dacă era după mintea mea, nu mâncam, mă ia și mănânc. Aveam 46-47 de kilograme, dădeam în anorexie. Ăsta era modul în care eu îmi dovedeam mie că merit pedepsită. Cu toate că eu, dacă mă uit acum în urmă, n-aș repeta chestia asta, pentru că în momentul în care ajungi să ți le pui pe toate în ordine, să vezi, măi, cum am plecat eu prima dată de acasă? Păi a venit prietena lui mama, o băut cu ea, m-a dat afară. Dar unde am fost în noaptea aia? Păi în podul blocului. Ce am făcut a doua zi? Păi m-am schimbat de pijama, m-am dus la școală. Ce s-a întâmplat mai departe? Păi uite că m-am ceaitat cu colegul respectiv, m-a făcut fică de hoață, de hoț. Am plecat de la școală, m-am dus tot în pod. Seara când a venit mama, m-am dus și eu în casă. Iar m-am certat cu ea, s-a auzit vecinul, a ieșit vecina, a bătut la ușă, băi, mai încet cu gălăgia. Și a doua zi, deja de la o vecină, știm și noi cum sunt vecinii în România, să știam tot cartierul, dar nimeni nu intervenea. Deci tu încerci să-ți pui secvențele în ordine ca să-ți găsești o explicație, să nu te mai autopedepsești. Da. Ai fost și foarte tânără, Larisa, nu ai ce să-ți reproșezi, din punctul meu de vedere. Printre cei care te cred și te susțin, se numără, din câte am înțeles, și avocați? Da. Cum te-au găsit? Pe unul dintre ei îl cunoșteam dinainte. Și eram moderator la el pe grup. Dar eu niciodată nu-l luasem să-l trag de mânecă, domnul, da, uitați că eu am trecut prin asta, asta, asta. Nu. Lui i-a plăcut foarte mult la mine faptul că vorbeam foarte frumos cu membrii în momentul în care îi vedeam că se ceartă pe teme politice. Și le spuneam, nu vă supărați, dar noi dacă nu suntem uniți și ne certăm și așa mai departe, ce facem? Noi trebuie să ne ținem țara unită. Și într-o după-amiază mă contactase să mă întrebe dacă vreau să devin moderator. Și mi-a zis, cum să nu, cu mare drag. Și a zis că, uite, tu poți să rămâi la fel, că am văzut că vorbești frumos cu ei, știi să-i pui și la punct, nu în jur, nu în nimic. Deci te descurci tu. Ca după ce a văzut emisiunea de aici, a început chiar el să mă caute pe YouTube, să vadă, măi, ce se întâmplă cu copilul ăsta? Ce-a căutat copilul ăsta la a 7? Deci el a prins emisiunea fix în live. Wow. Când s-a transmis, atunci eu prins-o. Și s-a uitat așa la mine, măi, ce copil ăsta? Ce caută copilul ăsta aici, măi?
au auzit o parte din ce am prezentat aici și după am început să caute pe YouTube și a început să-mi ceară actele de la poliție. Când a zis poliția că nu e de competența ei, când a zis poliția că s-a deschis dosar de hărțuire, după aia mi-a trimis foaia de la amenințare, dar nu a pus-o și pe aia de amenințare tot la hărțuire ca să contopească și așa mai departe. Și m-a învățat că ea și te apucă și le scrie iarăși de la capăt mamaie și ei frumos le trimiți la toate instituțiile. Da, dar numai că stai o leacă că acum am alte probleme mai importante. Mai faci și de școală, după aia vedea ce mai faci. Și iată cât de bine este să ai oameni lângă tine care să te susțină, îți redeau încrederea și așa mai departe. Cel mai des aplic asta cu duba și cu sticlele. Pentru că este singurul mod în care tu știi că eventual poate îți rămâne în viață, dar dacă moare, fiind plină de sânge, atrage animalele. Ai spus, adică tu demonstrezi că ești o fată puternică și luptătoare, pentru că altfel n-ai fi putut trece prin tot ceea ce ți s-a întâmplat și așa cum ai spus, vei învinge tot ceea ce ar vrea să te doboare. Și vreau să te întreb acum dacă în prezent mai există ceva care sau cineva care ar vrea să te doboare. Să ne gândim că eu marța trecută, că doar de vineri eu m-am apărut la TV. Pentru că marța trecută eu am fost invitată la parchet să ridic actele dosarului de hărțuire. Singurul care a fost luat în considerare din toată pălălăghia de 70 de pagini cu răpire, sechestrare, trafic uman, viol și așa mai departe. Și marța trecută era deja filmat materialul, era făcut pentru altă dată. Dar în momentul în care eu ți-am dat ție mesaj, i-am dat și colegii tale. Și colegii tale i-am zis că sunt foarte speriată. Ți-am apucat numai să-ți arăt postarea în mare ce s-a întâmplat. Cu ea, în schimb, apucasem deja să vorbesc și să știe că oamenii nu au toată țigla pe casă și că nu sunt sănătoși și că sunt foarte violenți și că îmi risc viața efectiv. Și au luat hotărârea de a discuta mai departe, să încercăm să urgentăm puțin apariția, strict cât să se formeze zidul în jurul meu, pentru că vorbim de niște oameni extrem de periculoși, pentru că am discutat cu foarte mulți oameni de vineri care mi-au zis că ei în România încă nu au văzut așa ceva. Da, eu știind că am fost vândută și albanezilor, știind că am fost vândută și italienilor, și pe la nemți, eu cam știu în ce cercuri s-au învârtit bandera și între ce oameni și-a făcut datorii. Da, iar chestia aia este bănuită de a fi plată, fie internațională, fie există posibilitatea chiar cineva dintr-o structură de pe undeva să își fi dorit să manihileze total. Pentru că asta cu te iau, te arunc de la etajul 6 nu prea există. Da, deci cele mai multe ori fetele, când e vorba de plată de-a noastră românească cu ghilimele de rigoare, e faza cu arsul. Da, sau e faza cu împușcatul, sau e faza cu spartul de 2-3 navete de diverse băuturi alcoolice din sticle într-o dubă. Da, și după aia l-a luată fata trântită în sticla aia și cărată prin serpentine, de exemplu. Deci dacă nu pot să cred că se poate întâmpla așa ceva. Spui niște lucruri. Spui niște lucruri foarte, foarte, foarte dure. Acestea sunt pedepsele care se aplică fetelor traficate. Cel mai des aplică asta cu duba și cu sticlele. Pentru că este singurul mod în care tu știi că eventual poate îți rămâne în viață, dar dacă moare, fiind plină de sânge, atrage animalele. Mai ales când vorbim de serpentine. Și știm că prin serpentine, prin munți, sunt animale carnivore, omnivore, adică nu avem vegetariani. Lupii nu sunt vegetariani, urșii nu sunt vegetariani. Larisa, ce s-a întâmplat în acea zi în care te-ai întâlnit cu răpitorii tăi față în față? Cum s-a întâmplat asta?
am făcut 2 km în 7 minute, unul la mână, doi la mână. Eu trebuia să mă duc în interval 8:30-14 să iau actele. Și am zis, mai nu mă duc prea dimineață, că doamnele de acolo, știm cu toții cum e prin structurile statului, trebuie să-și bea cafeaua, trebuie să fumeze țigară, trebuie să-și mănânce micul dejun și să nu le deranjez prea dimineață. Am zis, mai mă duc pe la 11 și bă, asta este, nici nu eram foarte departe și am plecat pe la 11 fără zici, 11 fără un sfert. Ajung la domnul la poartă, îi înmânez înștiințarea. Și îmi spune că tânșar îmi pare rău, dar până la 11 a fost programul. Și era domnului, domnule, nu vă spărați, ei în științare scrie între 8:30 și 14. Eu am venit în intervalul ăsta orar. Da, dar știți că nu am eu ce faci, eu sunt portar aici. Cazul despre care discutăm este unul de răpire. Da, disechestrare, hărțuire, șantaj, alea, da? Dacă eu acum sunt răpită de pe stradă, răspundeți dumneavoastră că eu am fost nevoită să ies nesupravegheată din casă? Că în momentul de față sunt singură pe stradă? Dacă eu pățesc ceva, răspundeți dumneavoastră? Răspunde doamna din, care trebuia să fie aici la gheretă? Cine răspunde? Nu știu, doamnă, dar știți, așa e sistemul, așa e, așa e. Bun, zic, îmi dat voie să sună în centrală? Da, nicio problemă, sunați. Caut pe internet numărul, numărul de pe internet, număr indisponibil. Bun, iau numărul de pe înștiințare, sun. Alo, bună ziua, putareu Larisa la telefon, doamnă, fiți amabilă. Am și o problemă. Am venit să-mi ridic dosarul, am primit înștiințare, pe înștiințare scrie între 8:30 și 14. Da, dar ne pare rău, știți, cu coronavirus, nu, e numai până la 11. Și zic, bun, și eu acum ce fac? Dacă mie mi se întâmplă ceva pe stradă, eu acum ce fac? Cine răspunde? Răspunde domnul procuror, răspundeți dumneavoastră, răspunde domnul de la poartă, răspunde cineva. Îmi pare rău, dar nu vă pot răspunde. Și zic, bun, dați-mi și mie la telefonul superior care să-mi poată răspunde și mie la o întrebare relativ simplă. Îmi pare rău, doamnă, dar nu facem legătura persoanelor fizice către superior. Zic, bine. La revedere, îmi închide telefonul. Dau să mă întorc. Deci la mine, la Iași, la parchetul de pe lângă judecătorie, ai o poartă, ai scările, ai o zonă din asta de trotuar și ai scările în față care duc spre o ușă mare. Eu cât am vorbit la telefon, am vorbit pe scări. În momentul în care doamna mi-a zis la revedere, eu coboram scările. Îi spusesem și lui domnul de la poartă la revedere, mă întorc, dau să ies. Dau nas în nas cu ei. Cred că ai auzit și tu că o vlogăriță a luat bătaie pe stradă și nu a sărit nimeni. Da, știu cazul. Eu probabil m-ai văzut stilul sport. Training Adidas și hanorac. N-aveam hanorac, cred că l-au fost marele meu noroc. Dar în alea câteva secunde de contact vizual cu ei, mă vedeam exact fata aia, da? Mă vedeam țipând pe stradă și nimeni nesărind. Da, așa că singura soluție, fuga rușinoasă, dar e sănătoasă. Ei au apucat să-ți spună ceva? Nu. Da, te așteptai să alerge după tine? Să te prindă? Având în vedere că erau el, ea și alți doi care au fost la poștă. Adică te referi la răpitor, la iubita lui? Iubita lui aia care filma și la încă doi care au fost la momentul poștei. Sincer, mă așteptam ca unul dintre ei măcar să-și dorească să mă oprească. Dar, având în vedere că eu sunt un pitic... Da, îmbrăcată în training și încălțată cu Adidas, să sprinte ca un iepure. Plus că nu știu dacă ai fost prin Iași, dar există niște scări în fundație, la Râpa Galbenă, niște scări foarte abrupte. Eu scările alea abrupte nu le mai vedeam, eu le săream.
da, și am ajuns acasă. Și când am ajuns acasă, prima dată m-am încercat să mă liniștesc cu colega și am sunat-o pe colega ta. Și am zis, uite, leacă, ce-am pățit, nu mai pot. L-am sunat pe domnul avocat și domnul avocat m-a luat că de ce nu mi-ai spus că te duci astăzi. Veneam și te luam cu mașina de acasă și te duceam eu și te aduceam eu. Eu chiar să aici de pe post de șosete de schimb. Și am zis, nu, dar știți că ați spus că plecați de acasă și n-am vrut. Mă suni seara când ai treabă și îmi spui. Larisa, aș vrea să te întreb dacă mai primești amenințări și când a fost ultima amenințare și dacă îți e frică în condițiile în care tu ai ieșit la TV și ai făcut publică povestea ta, iar poliția ar trebui să ia la cunoștință. Ultima chestie. Doamna avocat Poroșnicu a apărut la un moment dat la un post de televiziune cu cazul unui băiat care a fost abuzat în arestul poliției. Iar eu la momentul respectiv am comentat pe respectiva postare la adresa doamnei avocat, că este un avocat foarte bun și că chiar m-a ajutat în situația dată. Și a intervenit iubita repetitorului cu ha-ha la comentariu odată. După aia, știam că ea are obiceiul, după ce face o chestie din asta, să scrie un comentariu din ăla foarte denigrabil la adresa mea, eventual să pună și filmarea. Am zis, mă, o las. Pentru că era pe pagina unei doamne care și ea la rândul ei este jurnalist. Și am zis, măi, n-are atâta tupeu. N-are cum să aibă atâta tupeu. Dar nu, tupeu nu a avut. Dar, în schimb, o știut să ia de mine în privat. Că i-am depus plângeri penale. Și că am tărât-o prin tribunal. Secție poliție. Și că s-o las în pace. Și că... Și zic, măi, fată, eu nu te las în pace. Tu ce ai avut cu mine? În momentul ăla m-a blocat. Atunci, pe loc, m-a blocat. Dar există chestia aia numită cont fals. Și eu încerc pe cât posibil în momentul în care văd la utilizatori care te urmăresc conturi false. Prefer cel mai bine așa. Prefer 10-15 urmăritori în minus decât niște ochi din aia care să știe unde sunt. Nu vreau să constitui un pericol pentru copiii pe care mi-am dorit atât. Atâta timp cât eu sunt o bombă cu ceas pentru mine, gândește-te că pentru copii sunt înzecit. Tu îmi spuneai mie că ai vrea să vorbim despre niște campanii în care vrei să te implici și aș vrea să știu despre ce este vorba. În primul rând, eu din 2016 sunt implicată în campaniile de hrănire pentru oamenii străzii, iar de anul trecut s-o pus încă o cărămidă la campaniile mele, cele de prevenire ale traficului de persoane. Și am discutat cu mai multe persoane care au prieteni prin asociații și care sunt dispuși să schimbe ceva real în România pe partea asta. Și vrei să iei parte la această mișcare? Da, da, vreau să iau parte la schimbare pentru că este necesară acum. Cum ți-ai dori să arate România în următoarea perioadă, să zicem în următorii 5 ani, din punctul acesta de vedere al traficului de carne vie în România? 1. Să nu mai văd femei care dau vina pe fetele care sunt traficate. 2. Foarte interesant și important. Să nu mai văd fete care trimit poze nud bărbaților pe diverse rețele sociale. 3. Să nu mai văd părinți care în momentul în care aud că fata lor la 16 ani s-a dezvirginat, o dau afară. Sunt 3 lucruri esențiale pe care eu vreau să nu le mai văd în următorii ani. Pentru că nu mai suntem în 1870,
ca eu să mă mărit de virgină și soțul meu să stea, să mă aștepte până fac eu 20 de ani și mai știu câte și mai câte și așa mai departe. Pentru că, dacă stăm să ne amintim, bunicile noastre făceau copii pe la 14, 15, 16 ani. Și nu știu în ce măsură, până să afle respectivul că bunica era gravidă, îl interesa pe el prea mult. Dar era vorba de rușinea satului, rușinea lumii, vai, ne vorbește lumea. Frate, pe mine nu mă interesează lumea. Dar este dreptul meu să trăiesc așa cum vreau și așa cum îmi place. Dacă părinții vor fi suficient de deschiși încât să înțeleagă treburile astea, e bine. Hai să nu mai gândim cu gura lumii sau cu gândirea lumii, să gândim cu gândirea noastră, cu mintea noastră. Foarte bine punctat. Larisa, dacă ar fi să scrie o carte, despre ce ai scrie? I'm a survivor. Adică sunt o supraviețuitoare. Cred că chiar ar merita să scrie o carte cu povestea ta. Dă-mi autor, dă-mi editura și de mâine încep. Te încurajez. Vreau să te întreb, când ți-ai văzut ultima oară copiii? La începutul anului. Că a venit COVID. Și cum reacționează când te văd? Foarte frumos. Foarte frumos. Există posibilitatea ca în viitorul apropiat să se întoarcă la tine? După ce se rezolvă toate problemele, după ce se termină cu procese, cu nervi, minim 6 luni pe contractul de muncă, un domiciliu stabil, stabilitate emoțională, stabilitate financiară, sunt foarte multe implicații, plus că n-aș vrea să-i traumatizez. Ei au o familie care îi iubește și indiferent cât m-ar durea pe mine de treaba asta, nu sunt dați spre adopție. Ei nu mă reneagă ca mamă. Dar eu una, momentan, nu pot să-mi ofer protecție mie. Oameni din structurile care ai trebuit să mă apere mi-au spus de atâtea ori, măi fată, nu te putem apăra, n-avem ce să-ți facem, descurcă-te. Încât eu în momentul de față să mă lupt cu morile de vânt, să mă lupt cu statul, să-mi recuperez copiii, ca după aia să mă trezesc iarăși că sărăpită, iarăși că îmi sunt luați, iarăși că traume, iar nu, nu. Până în momentul în care toate problemele nu vor fi rezolvate, eu una nu vreau să constitui un pericol pentru copiii pe care mi-am dorit atât. Atâta timp cât eu sunt o bombă cu ceas pentru mine, gândește-te că pentru copii sunt înzecit, înmiit. Și atunci este clar că tu le vrei binele. Și toate să se întâmple la momentul potrivit. Da, pentru că atât timp cât Banderas are 20 de membri într-o rețea, membrii dintr-o rețea au alți 10-20 într-o altă rețea, el este genul de om care și-ar vinde și copilul pentru bani. Eu una nu aș fi în stare să îmi văd copilul pe fica mea, să-mi văd copila urmând pașii mei, și nu mă refer la abuz din partea tatălui, mă refer pur și simplu împingerea aia într-un anturaj în care n-ar avea ce căuta. Pentru că eu în momentul de față, dacă i-aș recupera, el ar afla mai devreme sau mai târziu. Da, și s-ar prezenta fetiței mele ca tatăl bun și iubitor, care nu a fost și nu va fi. Și o va întoarce împotriva mea. O va băga într-un moment din ăla de răzvrătire adolescentină, că nu o să fie cazul. O să o determine să fugă de acasă. Cam știu, cam mi-a povestit de multe ori ce o să facă el dacă o să fie. Așa cum am spus, ai fost traficată, ai trecut prin momente greu de imaginat și aș vrea să te întreb dacă tu mai poți avea încredere în bărbați sau crezi că mai poți iubi cu adevărat? Ideea este că eu am iubit și înainte de 2018, pentru că aia a fost răpirea care mie m-a pus capacul capacurilor.
Pentru că eu reușisem să-mi refac viața. Reușisem să îl aduc pe Darius pe lume, Darius fiind cel mai mic dintre copilașii mei. Mă înțelegeam foarte bine cu tatăl lui. Dar în momentul în care am dispărut și au început amenințări cu moartea, mesaje conform cărora, ca să-ți explic puțin, Marius pe mine m-a luat de pe stradă, m-a băgat la el în casă, am stat cu mama lui, m-au pus oamenii aia la masă și pur și simplu ne-am îndrăgostit în timp. Iar noi timp de 3 ani de zile am fost cuplu perfect pentru toată lumea, chiar și pentru noi. Iar în momentul în care eu am dispărut de pe telefonul meu, au început a început să plouă cu mesaje cu nu te-am iubit niciodată, eu n-am vrut copilul ăla, eu m-am folosit de tine ca să am unde sta, eu nu te-am vrut niciodată că ești un boșoroc și așa mai departe. Fel de fel de mesaje care erau menite să atace unde ar durea pe orice om. Iar în momentul în care eu am reușit să scap de acolo, Marius nu a putut depăși momentele în care a primit nu știu câte mesaje în care din partea mea cicăi se spunea că m-am folosit de el. El abia după ce a văzut reportajul de la televizor, a realizat că nu mint. Incredibil. Abia atunci, da, pentru că eu pozele nu i le-am arătat. Eu amenințările nu i le-am arătat. I-am zis, băi omule, eu am fost răpită de pe stradă. Asta s-a întâmplat. Dar, având în vedere că nici mama nu e familiarizată cu chestia asta foarte bine și ea habar n-are ce înseamnă o răpire, i-am zis că, băi, da, bine, cum spui tu. Eu am mers atunci pe ideea depresiei postnatale. Pentru că, într-adevăr, există și depresie postnatală. Da, și eu la 2 luni după naștere, eu a trebuit să mă întoarc la muncă, pentru că Marius, împiedicat cum e el de obicei, a căzut și-o rupt piciorul. Da, și nu mai putea să meargă la muncă și cineva trebuia să-și muncească în casa aia. Că dintr-o pensie, o alocație și așa, cam prea poți să te descurci. Am văzut de curând că ești foarte apropiată de oamenii străzii și vreau să te întreb ce reprezintă acești oameni pentru tine. Da, eu sunt apropiată de oamenii străzii din 2013, de când eram eu însumi om al străzii. Ei pentru mine reprezintă o a doua familie. Am spus-o de atâtea ori, pentru că ei m-au protejat de atâtea ori când veneau interlopii pe timp de noapte să mă ia de acolo, să mă ducă pe timieri unde. La un moment dat m-au băgat într-o canalizare, într-o șarpantă din aia băgată prin canal, nu știu, fute acolo o rampă băgată pe dedesubt, pe post de pat, acolo m-au băgat. Și n-am avut ce căuta zi de acolo până dimineață, dar trebuie apă, ne spui, bați în canal și venim noi și îți aducem. Și-au luat și bătaie din cauza mea. Viață de film. Pe așa, poliția, da cum? Așa cum spuneam și la începutul interviului, există acea categorie de oameni care nu, pur și simplu nu cred că ți s-a putut, de exemplu, ție întâmpla tot ceea ce ne relatezi. Și încearcă să dea vina pe victimă și în felul ăsta cumva apără traficanții, apără violatorii și așa mai departe. Cât de mult crezi că afectează societatea în general lucrul acesta? Pe mine, strict la persoana mea, pe mine nu mă mai afectează de mult. Tu ești vinovată sau ți-ai căutat-o sau mai știu eu ce, dar oamenii aia trebuie să se gândească că poate și ei sunt părinți. Iar interlopii sunt foarte activi pe rețelele de socializare, și ei și săgețile lor. Iar dacă unui interlopii se pune pata pe fica lor, nu vor ajunge la ea direct prin ea, ci prin mentalitatea părinților ei. Dacă părinții au obiceiul să dea vina pe victimă, respectivul interlop va fi ferm convins că fica respectivului, dacă se transformă în victimă, nu va fi crezută de familia ei. De aia aceste păreri, dar nu crezi victima, bine, nicio problemă, nu-ți bagă nimeni pe gât treaba asta. Dar ține-o pentru tine, că suntem în era internetului.
Din păcate, timpul nu ne mai permite să continuăm. Ar fi multe lucruri de discutat, dar poate cu o altă ocazie. Larisa, îți mulțumesc din tot sufletul că ai fost alături de noi în această seară și în 3 cuvinte, 4-5, aș vrea să te întreb unde te vezi peste 5 ani. La master la criminalistică. Sau în primul an de criminalistică. Sau undeva la drept. Super, super. Felicitări și îți doresc mult succes. Îți mulțumesc încă o dată și ai grijă de tine. Mi-a fost bine să vă revăd și sper ca în timp eventual să și colaborăm pe partea de prevenție și să rămâi la fel de apropiată ca prietenă de mine cum ai fost până acum de 7 luni. Îmi doresc foarte mult asta, Larisa, te îndrăgesc foarte mult și rămâne să păstrăm legătura, ca și până acum. Dragii mei, Larisa este una dintre puținele fete traficate care a avut curajul să vorbească. Pentru că, așa cum a spus și ea, simte că nu mai are nimic de pierdut. Dimpotrivă, poate prin povestea ei se pot preveni alte astfel de situații. M-am bucurat enorm să aflu că viața ei începe să intre pe un făgaș normal. Dragii mei, vă mulțumesc că și de această dată ați stat alături de noi. Vestimentația mea a fost asigurată de Estelle Collection. Eu sunt Antonia Fudulu și nu uitați că duminica viitoare voi fi aici cu alte povești de viață. Până atunci vă doresc zile fără griji. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.